Aia trebuie și eu, că nici nu m-am uitat. Nu m-am uitat că am vrut să fac reacție. Hai să-i dăm play să vedem. Oh yeah. Cu o zi. If you hang Oh, around ce tare people beat-ul who act ăsta. like you are who you are, then you'll forget who you are. You'll forget. The fuck? What the fuck? Ce pui mei are în picioare? Mâncați-aș talentul. Aliens. Deci să-mi bag piciorul dacă am mai văzut așa ceva. Ce-s cu You hang papucii? around people who act like you are Wow. who you are, The then you'll fuck, forget man? who you are. You'll Ai fi crezut că ce puteam să fac? Am demonstrat deja pe scene când eram borac. Nu s-a întâmplat, pentru că n-am apucat. Altele m-au ocupat, dar totuși am lucrat. Am fracturat în... Pentru că n-am apucat, altele m-au fracturat. Bun asta. Borac nu s-a întâmplat, pentru că n-am apucat. Altele m-au ocupat, dar totuși am lucrat. Am fracturat MC și apoi am facturat. Sume cu care nu mă laud, Wow. că-s calculat și scap curat. Pentru că nu-s bani murdari și spar... Pentru că nu mă laud că-s calculat. Mie-mi plac. Am fracturat MC și apoi am facturat. Sume cu care nu mă laud, că-s calculat și scap curat. Pentru că nu-s bani murdari și spar fumaș. Știm toți cum e cu lauda de sine, mai ales când ce e actual. E valid până se probează totul factual. Muzica se face contractual. Scoate piesele că-ți fură contractual. Tu men, se mai face treabă doar pentru că-ți place. Sau se Frumos joc de cuvinte. consumă totul doar pentru că-ți face plăcere. Pe momente uiți la lume cum trage. Toți vor o schimbare, dar lumea se complace. Nu e ca în afară, dar nici nu poate fi. Ce faci tu e mereu mai bine ca la restul. Și n-am avut niciun Martin Luther King, pentru că l-ar fi linșat Ceaușescu. Foarte dificil să fii revoluționar când la noi încă se resimte revoluția. Se dă foaia goală după o oră jumătate, nici măcar nu se vrea găsită soluția. Man, până acum am vorbit ca unora. Aici nu, n-am găsit o rimă. După o oră jumătate, nici măcar. Dacă ăsta e freestyle bun, chiar nu cred, n-are cum să fie freestyle asta. E scris, man, e scris. Nu se vrea găsită să o resimte revoluția. Se dă Cine a făcut rime pe loc a fost Nelly, frate, Nelly. Te poți baza oricând pe Sisi. Încearcă noile specialități din gama fără euri. Să nu te recunosc așa plină de energie și bine dispusă. Ai cunoscut pe cineva deosebit. Nelly the God, el a făcut rime pe loc, frate, la urbanist. Foaia goală după o oră jumătate, nici măcar nu se vrea găsită soluția, man. Până acum am vorbit. Aici putea să spună soluția, frate. Bine, dar te critici ușor, știi? Ca un orator și am date, nici măcar nu se vrea găsită soluția, man. Până acum am vorbit ca un orator și am atâtea experimente în laborator. Genul ce-i dificil, drept colaborator, singur în echipă, propriu coordonator. Dar îmi trebuie și ajutor să schimb. Are, o dat un punchline, salut Marius. O dat Nelly un punchline, tot cum am văzut pe Fries, pe live, la un freestyle. Și acum țin minte în pula mea, nu mai știu cu ceva că... Nu at aici, când nu zis treaba aia, că tu, nu at aici. Și acum o țin minte treaba aia, deci aia m-a dat temelie, frate. Dar îmi trebuie și ajutor să schimb totul, nu e așa ușor. Publicul tăi să fie ascultător. Dar rău beat-ul ăsta, frate. La fel. Alu Vanilla Ice, cred. Ceva de genul. Da, știu faza. Ok. Deci ai mi-a pus capac să bat pula aia, chiar a fost. Drop the mic în pula. Să schimb totul nu e așa ușor. Publicul tăi să fie ascultător. La fel cum de Odin ascultător. Yeah. Wow. Nu cum să-l doară. Ei, așa da, tati. Ce frumos. Wow, bravo, man. Bravo. Cu tăi să fie ascultător, la fel cum de Odin ascultător. Yeah, nici de cum să-l doare la ciocan. Să nu fie oi și era părut cioban. Trebuie să susțină și să arunci un ban. Fără vițe pe burta goală ca la Ramadan. Dar în vremea în care tot se rezumă doar la bani și viuri. Și artistul e mort pe scenă, mereu lipsește. Vai, ce frumos o mixat, să-mi bag pula. O robotizat foarte tare, frate, ce prost. De la Travis Modern Jean. Nu știu. Deci că e Vanilla Ice, pula mea. Parcă așa mă duc aminte. Da, ce frumos mixat aici, wow, man.
pe burta goală ca la Ramadan, dan vremea în care tot se rezumă doar la bani și viuri. Și artistul e mort pe scenă, mereu lipsește viul. Adică viața de-o avea Tupac, cum o dădea pe track, fără să aibă track. Și doar unul care m-a inspirat să o fac, să te las gură cască să poți copia la Bac, man. Salutare, sunt Mihai Preda, a.k.a. Psihotrop, și vă invit să scoateți o foaie de hârtie și să ne pregătim pentru... Vezi, shout-out pentru Psihotrop, frate. Vezi? Mihai Preda, a.k.a. Psihotrop. Să poți copia la Bac, man. Salutare, sunt Mihai Preda, a.k.a. Psihotrop, și vă invit să scoateți o foaie de hârtie și să ne pregătim pentru un scurt moment educațional. One love. Las loc în bancă, că-n bani. Nu știi cum se simte să fii cel care prin încercare a dat check-in și-n patul lui Procu să crească mare. Ați sosit la Vetelen ultima noapte, dar era prima de război. După le-a câștigat pe toate și crescând printre ăia mari, credea că îl ajută. Mesaje pentru ei erau o scrisoare pierdută. Moment în care a zis că e mai bine pe bare să stea în pluș. Știți deja că dacă nu îl vreți, el vă vrea. Și a notat în testament că o să revoluționeze, mai ales acum când nici n-are cu cine să voteze. Fiecare se crede în viața lui campion, harapal pe bucata lui de pământ canion. N-a ajuns să creadă... Aici o dat ceva, o dat ceva tare, dar n-am prins-o eu. Aici o dat, o livrat ceva tare, dar n-am, nu prind eu. A lui campion, harapal nici n-are cu cine să voteze. Fiecare se crede în viața lui campion, harapal pe bucata lui de pământ canion. N-a ajuns să creadă vreodată într-o vorbă promisă de-abia de... Știu că n-am citit, n-am citit, camion. Nu știu la ce s-a referit aici. Gata lui de pământ canion. N-a ajuns să creadă vreodată într-o vorbă promisă. De-abia de atunci e Luceafăr și când lumina e stinsă. Limba lui e Baltag, la cum îi taie lirica. Zic s-o chemați pe Vitoria Lipan să-i caute feica. Nimica nu îi mai poate strivi corola. Nu vrea să audă de noul val, zici că-i corona. Fapte pe un șir infinit de burți goale. Iona de personalizare doar ca să ai o persona. Personale gata să își lase mintea gazdă, să facă din flori de mucigai floare albastră. Să nu vă plictisească pe voi încă de la intro și să vă convingă să nu mai băgați în riga cripto. Să rezolve enigme, chit că sunt pentru Otilia. Să înveți ascultătorii cu oricine-i one in a million. Ca fanii si șupuia să își iubească familia și să aibă grijă în viitor cu cine sora filia. El chiar vrea să înveți sora filia. Wow, măi, foarte tare, măi, ce prost. Un text extraordinar. Familia și să aibă grijă în viitor cu cine sora filia. El chiar vrea să înveți oricele oaică tânără iubirea. Să înveți spun cu suflet de plumb ce-i omenia. Să nu mai vadă cum se frăjesc puștii pas cu soia pas cu pas. Că ajunge un Vlad pas cu pas cu operele, că-i destul pentru prolog. Pune așa mult suflet că-i gata să moară cu noroc. În textul de mai sus vorbeam de copilul meu interior, care a cui la magazin că l-am tăimis după țigări. Stă foarte bine pe plămâni, frate. Te respirați, prost. Te trec. Da, poți să crezi ce vezi. La OptiBlue e Black Friday cu reducere de până la 90% la sute de mii de produse. Ochelari de soare și rame pentru ochelari de vedere. În plus, primești consultația vederii gratuit. Te așteptăm la OptiBlue. La Lidl ai mascarpone 250 de grame la numai 6,29 lei. Cotlet de porc fără os feliat la... Foarte bun, man. Câte bucățe? 1, 2, 3, 4. Aia, a patra, frate, e foarte lungă. Deci a treia e cea mai scurtă și a patra cea mai lungă. Rezistența oare? Chiar oare, pula mea. Se vede, frate, că are exercițiu. Și pula mea, dau enter și prost. Yeah. Sper că nu credeți că e așa de greu să faci. Hai nebunii la cap, nu-mi e ciudă, dar ți-o dau. Credeai că n-o s-o mai fac aproape 23 de ani. Bonelul și-a expirat, acum a devenit bonel. Și gata de extirpat tot ce mă deranjează la mine și împrejurii, mai ales ce ne îndepărtează de la ce trebuie să fim. Nu-ți faci gaci că... Vezi, aici nu-mi place cum... Nu mi se pare că-l prinde atât de bine. Decât dacă se duce în trep aici și nu-mi place.
că-i manechin, ce să fii la pubertate în ziua de azi, manechin. Mare king, te crezi de la hormoni, ce-i tu în pantaloni, X-uri și tramadol, că te fac să fii alt om. Mai vezi desene animate, dacă-s de la carton. Zici că o să te schimbi cândva, crezând că nu-ți va lua mult. Și să nu credeți că am ținte clare, criminal. Doar vorbesc în linii mari, despre un nivel liniar. Am învățat de mult să fac singur ce ia cu hype. Ce bani ai tu, evantai, eu-i dau păscule și mai. Doar dacă vorbesc de tra, încep să am palpitații. Și am o relație de 7 ani jumate. De-aia nu cred că-i bine să mă compar cu alții. Mama mea-i mândră că am făcut o facultate. Ai nebunii la cap, nu mi-e ciudă, dar vă zic, multe lucruri s-au schimbat. De când eram eu mai mic, înainte artiștii mari dădeau marfă fără scor. Și mi se pare hilar că sunt toți consumatori. Wow, asta e un punchline foarte, foarte bun. Că dădeau marfă fără scor. Adică livrau, frate, niște texte de te durea mintea, frate, pe nimic, știi? Da, îi stă mai, da. Îi stă mai bine, știi? Dar și pe bucata asta, frate, textul face diferența. Aia înseamnă să ai un text când vrei să dai în trap, să ai un text extraordinar de bun, ca să treacă de sticlă, știi? Mai ales pentru ăștia de vârsta a doua, știi? Trebuie să te cucerească. Ca să te cucerească, trebuie să ai un text extraordinar de bun, altfel. Lucruri s-au schimbat de când eram eu mai mic, înainte artiștii mari dădeau marfă fără scor. Și mi se pare hilar că sunt toți consumatori. Papu arăta într-un fel când eram eu micuț. S-au schimbat foarte multe lucruri de atunci. Yeah. Prefer să cred că am înțeles din orice vers. Simplu sau complex am auzit, pot să probezi. Audiofil de mic, nici n-am nevoie de dovezi. De-aia-s cu căștile pe cap în orice loc mă vezi. Poate-s mai mult decât asumi, oricum doar tu contezi. Dai mai puțin decât suma și apoi aștept și rest. Doar cine crezi tu că-i tare este de fapt the best. Ești în stare să dai în cap când vezi ce zice restul. Pentru că filtrul tău te face să fii defensiv. Și ce numești tu azi progres, mâine poate e regresiv. Că te-a salvat un artist când erai depresiv. O să conteze obiectiv mai mult ca orice obiectiv. Ar putea lumea din jur să aibă argumentele din fața ta. N-o să afecteze ignoranța ta în viața ta. Nu mă poți citi fără prefața ta. Chit că-s pantalonii tăi lari sau că e gheața ta. Imaginară sau de la încheietură. Oricum din 10 în 10 ani se mai încheie o tură. De artiști care mai de care cu roluri jucate. Fratele se dic zice de 2 ani că-s vemuri ciudate. Mai de care cu roluri jucate. Fratele se dic zice de 2 ani că-s vemuri ciudate. O știe... Fratele... Ce-i? Da, bun. Am uitat imprimanta mașină. Care cu roluri jucate. Fratele se dic zice de 2 ani că-s vemuri ciudate. O știe toată lumea de la măștile pe față. Ce nu se schimbă, în schimb e nivelul de ignoranță. De care lumea dă dovadă, ne declarând și mințind pe rând, apoi scăpând. Foarte adevărat ce spune, mai ales cu treaba asta cu măștile pe față la noi artiști cumva. Într-un fel sau altul, nu știu cât știți voi, dar sau nu, cel puțin așa o văd eu cumva, că trebuie să ascunzi cumva anumite lucruri ca să poți să ieși un pic în evidență, gen să fii tot timpul, să te facă curios, știi? Și cumva asta te ține acolo, știi? Te ține acolo. Uite, de exemplu, Chelu, frate. La Chelu are o atitudine și, nu știu, te ține tot timpul acolo, frate, când, mai ales când îl vezi. Nu știu, e ceva foarte aparte. Și gen când vezi artiștii ăștia mai noi acum cu măștile pe față, clar că te atrage, că în primul rând ești curios că nu știi cum arată și în al doilea rând să vezi ce livrează, știi? Și cumva te ține acolo, nu știu, are un sens, un rol în ziua de astăzi treaba asta. Uită-te la ăsta, cum îl cheamă, la... La Fashion Days Black Friday începe luni, 6 noiembrie, cu reduceri de până la 80%.
A fost dragoste la prima vedere, urmată de tragedia despărțirii. La moldoveanul ăsta, cum îl cheamă? Ăla ce se maschează pe față. Da, bine, ăla e la nivel, frate, la nivel. Și cumva, în România pot să zic că de acolo au plecat, cumva. Dar în mare parte, cu măștile, na, de afară. UK și America, Carlos Dreams, Marius, mersi. Dar te ține acolo, știi? Asta e chestia. De care nu am măștile pe față. Ce nu se schimbă, în schimb e nivelul de ignoranță. De care lumea dă dovadă, ne declară în jiminții. Chestia e că nu poate să facă toată lumea, știi? Dar, adică nu că nu poate să facă toată lumea, poate să facă într-un fel sau altul, cu multă răbdare, știi? Foarte multă răbdare, știi? Pentru că îți dai seama că na, la început o faci cumva inconștient sau doar ca să atragi cumva, știi, mai multă lume. Dar după aia, știi, te lupți cu tine, frate, să reziști, știi, că nu e ușor. Na. Pe rând, apoi scăpând ca la recensământ. Dacă există revoltă, e doar la o postare. Ce ascult eu moare, uite-l pe ăsta câte like-uri are. Dar vrem pe guest list în loc să mai plătim intrare. Și judecăm la câte like-uri are. Dar vrem pe guest list în loc să mai plătim intrare. Și judecăm când aspirațiile sunt monetare. Nu e vorba de bani în primul și în primul rând. E vorba de câți oameni vin la show și stau în primul rând. Și degeaba-ți vitej în comenturi la primul. În primul rând, cu două înțeles. Tare asta. Câți oameni vin la show și stau în primul rând. Și degeaba-ți vitej în comenturi la primul post. Vorbind de primul artist ca fiind ultimul prost boss. Da, standardele astea duble n-au făcut decât să afecteze tot ceea ce se întâmplă. Dacă mie îmi place ceva, nimic altceva nu mai există. Cum? Cum? Ne plăcea chelul când ne vorbea de femei urât. Dar dacă l-auzim pe ea ne vine voma în gât. Cazi cu părul lung e ok, care piese marfă, barbă. Oscar cu părul prins e catalogat fată. Și Nelly în scandal agiu, lasă-l mânca la pielea. Apropo, cică stau împăcat Abi și cu Velea. Rava-i un drogat, nici nu poate să-și dea strofa. Și după ce râdem de el, ascultă-n specii bomba. Am încercat în două catrene să exprim psihoza. Pentru public unii bătrân și alții cu supradoza. Nu crezi pe măgă capa când zice că-i delicvent. Dar te rup mereu pe albumul de debut la 50 Cent. De unii nu mai zic și alții sunt văzuți manele. Și apoi la nuntă botez ne rupem toți pe ele. Standardele duble fac cunoscătorii de hip-hop să des... Ce exemple să pula mea, ești prost. Salut, Dana. Ne rupem toți pe... Dacă-i trap, nu fac cartelii, pare rău, dar nu fac. Guest list, am înțeles. Am zis lista de invitații, am înțeles. Marius, mersi. Ele. Standardele duble fac cunoscătorii de hip-hop să despartă ceea ce-n afară. Standardele văzus manele și apoi la nuntă botez ne rupem toți pe ele. Standardele duble fac cunoscătorii de hip-hop să despartă ceea ce-n afară. Doar rap. Și asta se întâmplă, mi se pare că se întâmplă doar în România. Ne-am găsit noi să zicem cum stau lucrurile de fapt. Și e fucked up cumva. Chiar ne-am găsit noi cu mod să dăm cu bully la toți. Și să ascultăm educatori, gangsteri sau mafioți. Ce să te învețe copiii, puteau să-ți fie nepoți. Și ce lecții de viață să-ți dea cu căcat în chiloți. În cealaltă extremă moșii au căcat un scutec. Și își tăresc încet bășinile pe același sunet. În ziua pensiei mai iese o piesă de suflet. Ei nu le aveau cu trasul că știau numai să sufle. Muzica nu e doar de bibliotecă sau de stradă. Nu e doar cu mesaj și nu e doar de debandadă. Nu poți te caci în gustul altuia că-s diferite. Și opțiunile în ziua de azi sunt infinite. Eu mi-am propus ca de acum. Fucking fact. Ești prost, deci opțiunile în ziua de azi sunt infinite. Nu fac, man, nu mai fac la trap. Nu mai suport, man, să mai ascult trap. Nu mai suport, îmi pare rău. Eventual du-te la altul care ascultă trap. Care face reacții, care face la trap. Eu nu mai pot să ascult trap.
diferite și opțiunile în ziua de azi sunt infinite. Eu mi-am propus ca de acum să ajung să fac bine, să fiu un nimeni altul, nu să fiu un alt nimeni, să fac hip-hop-ul din țară mai mult decât import. Dar dacă o ținem tot așa, trebuie mai mult efort. Mult efort, mult efort, mult efort. Mulțumesc frumos pentru invitație. Pace de Liric, pace Vlad Fluieraru, pace echipa Port TV, oamenii care văd. One love, mixed feelings în curând. V-am pupat! Spre deosebire de creme, Belen Beauty Peel pe bază de siliciu acționează din interior. Cu... Nu știu ce vreau să zică prin mixed feeling. Mixed feeling. Foi, multe foi, multe foi. Mulțumesc frumos pentru invitație. Pace de Liric, pace Vlad Fluieraru, pace echipa Port TV, oamenii care văd. One love, mixed feelings în curând. V-am mixed pupat. Feelings. Mixed feelings, nu știu ce vreau să zic. Toate materialele pentru promovarea acestui episod le găsiți pe așa. Urbanii spune, ce cu asta? Piesa probabil. Bonel, spitting bars. Da, da. Foarte șmecher. Păi am mai găsit, probabil, nu știu. Mă gândesc așa se numește. Am găsit ceva.